Lideri politici din Franța și Germania au condamnat vehement planul propus de liderul separatist din Donetsk, Alexandru Zaharchenko, de a proclama un nou stat în Ucraina cu numele de Malorusia. Cele două state au catalogat această inițiativă drept inacceptabilă, avertizând că este subminat acordul de pace de la Minsk. Ministrul de Externe austriac, a cărui țară deține președinția OSCE, vede această acțiune drept un atac la suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei. Și un oficial al Departamentului de Stat american a declarat într-un briefing de presă că declarațiile separatiștilor proruși nu merită atenția Statelor Unite. Am auzit despre dorința separatiștilor de a-și crea un nou stat. Această problemă este în vizorul Statelor Unite. Totuși, declarațiile separatiștilor care acționează la îndemnul unor persoane din exterior nu pot fi onorate cu un răspuns oficial din partea SUA, a spus aceasta. În absența unei declarații din partea președintelui rus Vladimir Putin, negociatorul șef al Moscovei pentru problema privind estul Ucrainei a condamnat inițiativa separatiștilor din Donetsk. Boris Grâzlov a declarat că această inițiativă nu se încadrează în procesul de la Minsk. O iau pur și simplu ca pe o invitație la discuție. Această declarație nu are efecte cu caracter constitutiv. Președintele Moldovei, Igor Dodon, nu a comentat încă proclamarea noului stat din cadrul Ucrainei.